Colegi, bună, la 9:10 să începem. Finalizăm o ședință aici pe internet. Bine? Se aude? Da, da, bună dimineața. Da, se aude, da. Domn Tudor, la mulți ani. Domnul Gârbu. Da, domn primar, vă aud, bună dimineața, mulțumesc. Doamna Pșinițchi, la mulți ani, domnul Privăruț, că la mulți ani azi avem mulți omăgeați, oameni foarte cum se cade, oameni de o valoare foarte, foarte mare. Revenim.
La primărie vă auzăm. Colegi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Sper că sunteți bine cu toată lumea și tema începe. Ia, toată lumea este? Da, domn primar. Mulțumesc! Eu propun să începem această ședință de astăzi cu un minut de reculegere în memoria lui Valerian Cușcodan, micul campion la ciclism care a decedat după ce o mașină i-a lovit pe cei doi prieteni. Iar astăzi, spre mare regret pentru noi toți, pentru părinți, pentru societate, este dus pe ultimul drum. Mulțumesc mult. Spre mare regret, cele întâmplate nu pot fi găsite cuvinte potrivite pentru astfel de situații. Mulți colegi dintre noi cunoaștem tatălui Valerian și mulți ne-am implicat într-o formulă sau altă la această etapă. Multă putere părinților, deși cunoaștem cu toții că această situație este una cu adevărat ieșită din comun, în situație foarte complicată. Părinții nu trebuie să-și îngroape copiii. Mulți colegi de-ai noștri sunt astăzi alături de colegul nostru. O ambulanță, mă rugați să fie prezentă pe tot parcursul ceremoniei, așa cum am discutat. Moartea lui Valerian este o lecție dură pentru noi toți. Începând de la autoritățile de toate tipurile, șoferii care merg cu viteză, șoferii care merg beți la volan, șoferii care merg fără permis, cum era în cazul dat, șoferii care încalcă regulile de circulație, cu depășiri neregulamentare, cu depășiri riscante, cu comportament riscant în trafic. Legea trebuie să fie dură și egală pentru toată lumea. Am vorbit și cu domnul viceprimar Elie Ceban să fim insistenți pentru fiecare proiect pentru delimitarea traseilor pentru bicicliști, pe de-o parte. De cealaltă parte, haideți împreună cu autoritatea centrală, pe acele porțiuni care deja au fost desenate sau cele care au fost proiectate, că abia sunt dedicate, lucrurile se întâmplă cât mai repede. Și vreau să spun că și pe aceste benzi dedicate
Situațiile sunt foarte, foarte diferite. Atât în ceea ce ține de comportamentul celor din transportul public, cât și comportamentul celor care conduc autovehicule. Am comunicat cu mulți bicicliști și am văzut și mesajul comunității de ciclisti, am văzut cele trei recomandări pentru Primăria Chișinău, planul de acțiune pentru utilizarea bugetului de transport alternativ pentru 2023, planul de implementare la nivel local a politicii de 30 de kilometri aprobată prin regulamentul circulației rutiere. Cred că domnul viceprimar am putea pe unele trasee deja despre care am menționat odată să aplicăm în regim pilot, după care vedem cum să devină o regularitate. Un plan de creare a pistelor și benzilor, atât pentru cicliști cât și a benzilor dedicate, cu termeni foarte clari și cu puține, haideți să spunem așa, lacune pe care le caută o autoritate sau alta pentru a nu face. Pe toate acestea, așa cum spuneam, lucrăm și cred că trebuie să fim și mai asistenți acolo unde procesele nu țin doar de Primăria Chișinău și doar împreună cu eforturi comune a tuturor autorităților și participanților la trafic, vom responsabiliza societatea. Totodată, domnul Povăloi, colegii de la direcție, faceți obligatoriu lecții în continuare cu copiii despre securitatea în trafic și veniți pe acest plan și grafic împreună cu colegii de la poliție, care cred că ne vor ajuta și ne vor susține. Cel puțin sperăm acest lucru să se întâmple. Primăria Chișinău se alătură marșului anunțat de comunitatea de cicliști și spunem că ne vom implica și mai mult în realizarea acestor sau reivindicărilor propuse, acestor obiective care au fost trasate. Cât privește un alt protest anunțat pentru săptămâna curentă, în plină zi de muncă a angajaților primării, vreau să le spun organizatorilor acestui protest că adresa primăriei de Chișinău nu este tocmai cea potrivită pentru a protesta în acest context, deoarece noi cunoaștem foarte bine care sunt prețurile pentru factorile oamenilor. Primăria Chișinău pentru acest an va cheltui pentru compensațiile pe care le oferim la locuitori o estimare prealabilă, nu finală, de 140 de milioane lei minimum. Și totodată vreau să menționez că Orheiul, de unde vin protestatarii sau cei care sunt mobilizați către comunitatea respectivă și partidul respectiv, are un buget de 140 de milioane. Achitați în Orhei toate facturile pentru toți locuitorii Orheiului și după asta veniți la Chișinău ca să ne sugerați și nouă să achităm facturile pentru locuitorii municipiului Chișinău. Amintesc, peste 20.000 de apartamente le este achitat pe factura în proporție de 40%, ceea ce a crescut de 3 până la 5 ori ca și presiune pe buget în comparație cu perioada anterioară. Dacă anul trecut, în decembrie, era 40%, anul ăsta considerați că este 300% în linii mari. Achitarea, dacă să ne uităm peste factura care a crescut ca și cost. Deci, repet, pentru cei care au de gând să vină la ușile primăriei municipiului Chișinău, cu regret noi nu vom fi, că suntem cu delegații foarte mari în Israel, le amintim un lucru foarte clar. Deci, estimativ, bugetul pe care îl va acorda Primăria Municipiului Chișinău pentru compensație este echivalent, egal cu întreg bugetul Orheiului. Sau trei bugete cât e Orhei Land. Asta ar însemna că dacă noi n-am achitat aceste compensații la inițiativa noastră a municipalității, atunci am putea crea trei Orhei Land-uri la Chișinău. Asta așa, doar pentru informații. Sau am achitat tot ce ține nemijlocit de salarii, de întreținere, de drumuri, de curs de blocuri, de tot ce se face prin Orhei, plus încă toate datoriile le-am achitat într-un singur an. Deci, sugestia noastră este căutați-vă de treabă în altă parte, protestați unde vreți, nu la ușele primăriei municipiului Chișinău. Mai ales că, ani la rând, consilierii
partidul respectiv nu a votat bugetul. Asta așa, cu tipul de informare. Am comunicat mereu că aceste prețuri și în special la gaz ne-au făcut o gaură enormă în bugetul municipiului Chișinău, cam 800 de milioane de lei, ceea ce ar fi 40 de milioane de euro achitați pentru compensații, scutiri și tot felul de cheltuieli care nu le-am prevăzut anul trecut, mare măsură datorită celor de la PAS. Acesta ar fi echivalent încă am putea face vreo 15 străzi albișoare, de exemplu, carosane. Acum deschidem grădinițe și școli, multe. Am putut deschide 26 de școli, cum este, de exemplu, școala pe care am deschis-o la 1 septembrie cu 800 și elevi, cu toate cele mai înalte standarde de calitate în învățământ, începând de la table interactive, condiții confortabile, sală de sport, sală festivă, infrastructura aferentă instituției. Deci, 26 de școli mai am fi putut deschide. Iar grădinițul, cum a reparat ultimele trei, în jur de 10 milioane lei fiecare, am fi putut repara cam 80 de grădinițe, ca să înțelegem cât efort și câte surse financiare, pur și simplu, am achitat facturi. Așa că toate pretențiile, vă rog frumos, nu la Primăria Chișinău, deși nu înțeleg a cui joc este acesta, dar înțeleg bine că este an electoral, acum fiecare trebuie să danseze, să cânte, să-și comande muzica, să impresioneze, să meargă cu populism. Am zis, fiecare va veni acum și va promite că va aduce luna de pe cer, steluța de pe cer și va face cadou la fiecare pensionar, la fiecare bugetar, va majora salariile de 500%, mai ținem minte, că mai garanta unii. Doi ani în urmă, mai țin minte, unii tot au venit cu un sac de populism și până astăzi n-au făcut nimic la acest capitol. Deci, haideți să privim lucrurile în realitate, așa cum stau ele, să mergem cu picioarele pe pământ și să nu promitem ceea ce nu putem face undeva într-o singură localitate, dar neapărat să fie făcut la nivel de Chișinău sau la nivel de alte localități. Vedem multă asistență, apropo, financiară din partea partenerilor, 300 de milioane de euro. Anul trecut am văzut unii analiști economici au spus că a venit un miliard de euro, deja a venit. Asta ar fi 20 de miliarde de lei. Unde sunt repartizați acești bani? Cum sunt repartizați acești bani? Nimeni nu știu. Credite, granturi, în fiecare zi au zis, sunt granturi, sunt credite. Unde sunt banii? Prieteni, unde sunt banii? La Chișinău n-a ajuns nimic din asta. Noi avem relațiile noastre, atât creditare, cât și pe partea de granturi, pe proiecte mari și putem raporta eficiența energetică, drumurile, apă și canalizare, multe, multe altele care sunt într-adevăr cu surse financiare externe, unele din ele cu surse creditare, altele cu granturi atașate la aceste surse creditare. Dar măcar se vede că e grădiniță, că e școală, că e spital, că e drum, că e apeduc, că e... Unde sunt banii despre care se menționează că sunt cu miliardele? Nu știu. Bun, încă o dată vreau să mulțumesc angajaților primării și subdiviziunilor care au acceptat să doneze un salariu pentru o zi de muncă orașului partener cu Chișinău, Hatai, în cadrul rețelei globale UNESCO, orașii care învață, care au avut de suferit în urma cu tremurilor puternici. Mulțumesc tuturor pentru acțiunea de plantare de sâmbătă, 150 de arbori și arbuși de diferite specii pe Albișoara, pe acele 5 alei dedicate câte unui din orașele puternic afectate de cel mai grav dezastru natural din istoria regiunii, Turcii și Asiriei. Mulțumesc colegilor de la Ambasada Turcii și partenerilor de la TICA care ne-au fost alături în multiple proiecte, reiterez, atât în criza refugiaților, cât și în criza COVID, ne-au fost permanent alături colegii de la TICA, colegii de la Ambasada Turcii și ne-au ajutat cu cele necesare, cu
multe care, de care am avut nevoie și este și datoria noastră să răspundem toți în acest fel. De asemenea, Primăria Municipiului Chișinău va oferi oamenilor, cum spuneam, din orașul Hatay, care au rămas fără acoperiș deasupra capului și se află în centre de plasament temporar, un ajutor umanitar ce presupune saltele, pierni și plapuri. În această săptămână am avut cu dedicații la un an de război în semn de solidaritate pentru poporul ucrainean, expoziția Copiii pentru Pace cu cele peste 1300 de lucrări organizate în incinta primăriei. În continuare, ușile rămân deschise pentru vizitatori. O să rog colegii de la Direcția de Cultură, de la Direcția Educației să verifice cum pot să asigure ca lucrările să nu se deterioreze. Am văzut cele care sunt cu acuarelă sau alte deci elemente pentru desen, să verificați ca să pot fi păstrate cât se poate de mult. Reiterez, ușile rămân deschise, oamenii sunt bineveniți atât din instituțiile educaționale, cât și din diferite alte domenii, misiunile diplomatice, structurile internaționale, tot așa mai departe. Săptămâna trecută, doamna viceprimar Gurtnic a explicat gravele încălcări de pe state la grădina zoologică efectuate de către fosta conducere și îmi pare rău că un om a transformat întreprinderea municipală în gospodărie personală, cu salarii mari pentru șef și cu salarii de 6-7, în cel mai bun caz, 8.000 de lei pentru angajați. Cel mai interesant că sporuri salariale erau, așa cum ziceam, puse doar la șef, în opinia fostului conducător, muncitorii nu meritau premii. Plus, toate achizițiile de milioane erau efectuate fără licitații publice, ferme personale pe teritoriul grădinii zoologice. Noi, din banii municipali, am transferat pentru modernizarea grădinii zoologice peste 120 de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile, iar pentru investiții capitale peste 25 de milioane de lei. Încrederea în oameni trebuie să coincidă și cu cifrele din documente. Rog, doamna Gutnic, foarte succint să importați încă o dată despre acele încălcări de la grădina zoologică. Totodată, am văzut că sunt unele opuneri, haideți să spunem așa, în colectivul de la grădina zoologică, pentru faptul că au fost unii sau alții somați să scrie explicații la această etapă. Vom face și un audit în această privință. Rog, împreună cu Direcția Audit Intern, să planificați viitorul foarte apropiat, în cont de acei parametri pe care deja i-am văzut, intervenția conform necesității și publicarea datelor ulterior. Noi, în acești 3 ani de zile, am schimbat substanțial la față în grădina zoologică cu alocațiile pe care le-am acordat acolo. Cu regret, nu se ridică în conformitate cu indicatorii din plan acele acțiuni care trebuiau să fie implementate, dar grădina zoologică din Chișinău a devenit o carte de vizită alături de dendrariu sau de alte entități pe care le administrează municipalitatea sau pe care municipalitatea le are în subordine, dar asta nu înseamnă că cineva trebuie să utilizeze banul public sau încrederea acordată în interes personal. Nu vom tolera, nu am tolerat și nu este singura entitate în acest sens. Vom putea da detalii pe spații verzi, pe multe altele unde lucrurile nu s-au întâmplat tocmai ortodox. Așa că în aceste circunstanțe am zis că vom acționa foarte prompt și nu vom tolera depășiri de atribuții, abuzurile în serviciu, achiziții trucate și da, înțelegem neliniștea oamenilor de acolo, dar avem nevoie să facem reguli noi la noi acasă și dacă tot am încercat să nu prea scoatem gunoiul din casă, dar ceilalți de acolo au insistat. Deci, voi ruga și toate actele, datele să fie transmise organelor abilitate. Doamna Gutnic, vă rog foarte succes.
Bună dimineața, stimate domnule primar general, stimați colegi. Deci, într-adevăr, în urma multiplor controle efectuate la întreprinderea municipală Grădina Zoologice, s-au stabilit mai multe neconformități care se perpetuă pe parcursul ultimilor ani. Începând de la achizițiile publice care au fost desfășurate nerespectând cadrul legal, este vorba despre atribuirea unor contracte în lipsa procedurilor de achiziție publică. Fiecare din contractul atribuit este în valoare de peste 1 milion de lei. Ori în cazul în care orice procedură de achiziție care este peste pragul reglementat pentru un contract de mică valoare, legea stipulează că este obligatorie organizarea unei proceduri de achiziție publică și nu atribuirea contractului prin negociere directă. Este vorba despre încheierea contractului privind achiziția cărnii de cabalină, achiziția lucrărilor de amenajare și modernizare a volierului în valoare de 1,2 milioane de lei. Această construcție s-a făcut în lipsa unui proiect expertizat. La acest contract ulterior a mai fost încheiat un acord adițional în mărime de 468.000 lei pentru achiziția betonului. Deci, din start, acest material urma să fie inclus în procedura de bază. La fel, achiziția furajelor a fost efectuată prin contractare directă, valoarea contractului la fel se ridică la peste 1 milion de lei. S-au admis mai multe divizări de procedură în scopul evitării aplicării pragului reglementat pentru a avea posibilitatea de a încheia contracte directe cu persoane fizice. La capitolul salarizare s-au admis mai multe nereguli, cel puțin în raport cu fostul conducător, noi avem înregistrate achitări duble. Deci, administratorul a beneficiat atât de plata pentru concediu ordinar, cât și de plata pentru concediu medical, refuzând restituirea banilor atunci când s-a refuzat prelungirea concediului ordinar de odihnă, ori pe parcursul anului 2022, fostul administrator a absentat de la serviciu, sau era în concediu medical, sau în concediu ordinar. Deci, cum ați menționat și dumneavoastră, la capitolul salarizare s-au admis mai multe sporuri pentru performanță, pentru blocul administrativ. La fel s-au constatat achitări pentru deplasări neregulamentare. Cheltuielile de transport la fel au fost neconforme. S-a admis închirierea unui automobil produs în anul 95. Valoarea acestui contract sau valoarea chiriei automobilului se ridica la peste 37.000 anual, pe când prețul de piață de cumpărare a acestui automobil este între sau variază între 10 și 15.000 lei. La fel, consumul mediu al acestui automobil lunar constituia în jur de 330 de litri, cam în jur de 5,5 mii lei în anul 2021 au fost cheltuiți, iar în anul 2022 în jur de 10 mii lei. Deci acest automobil, pe lângă consumul exagerat de combustibil, s-au mai constatat alimentarea acestuia cu 80 de litri, pe când rezervorul automobilului este de 60 de litri. Deci înțelegem că cheltuielile pentru alimentarea acestui autoturism sunt neregulamentare. La fel s-au constatat procurări pentru niște automobile care nu sunt în evidența contabilă a întreprinderii, este vorba despre un BMW. Pe parcursul anilor acest BMW era deservit cu procurarea filtrelor, uleiilor, etc. S-a admis denaturarea conținutului rapoartelor financiare cu 763,5 mii lei în anul 2021 prin contabilizarea necorespunzătoare a animalelor născute. Întreprinderea a suportat neregulamentar drepturi de import a animalelor în sumă de 325 de lei, ori prin achitarea TVA-ului și neincluderea în capitalul statutar, întreprinderea cumva a fost prejudiciată. La fel, valoarea animalelor casate fără acordul fondatorului a constituit suma de 554,9 mii lei pentru anul 2021 și 21,7 mii lei pentru 5 luni ale anului 2022. Urmarea inventarierii care are acum loc, prima care am făcut-o a fost la secția auto,
s-a stabilit, conform datelor și cifrelor preliminare, lipsa unei tone de benzină și lipsa a 1,4 tone de motorină. Consumul lunar de combustibil în medie lunar pentru anul 2022 constituia 735 de litri, urmarea a cheltuielilor care au fost cumva readuse în albia legalității, consumul de combustibil pentru luna ianuarie-februarie s-a ridicat la doar 25 de litri. Întreprinderea pe parcursul anului 2022 a încheiat un contract de locațiune fără acordul fondatorului. Plata lunară conform contractului a constituit 4,9 mii lei, deci numai pentru perioada 1 mai 31 octombrie această sumă este foarte mică, ori în cazul în care acest teren urma să fie scos la licitație cu acordul fondatorului și respectate acele condiții pentru petrecerea licitației, venitul lunar urma să fie în jur de 247.000 lei. La fel s-au admis diferite lucrări de reconstrucție în lipsa autorizației de construcție, astfel înregistrarea celor bunuri imobile construite nu a fost posibil de a fi înregistrat în registrul bunurilor imobile. Cum ați menționat și dumneavoastră, pe teritoriul grădinii zoologice s-a depistat o mini-fermă, presupunem că este privată, ori aceasta la fel nu figurează în evidența contabilă. În această mini-fermă se află 13 iepuri, 7 capre, care erau întreținute din furajele achiziționate de către administrația întreprinderii. Vom iniția un audit complex pentru a stabili toate neregulile care s-au perpetuat pe parcursul anilor. O să executăm, o să transmitem materialele organelor de drept pentru atitudine. Dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund. Mersi. Mulțumesc mult, doamnă viceprimar. Eu vă rog să monitorizați îndeaproape toate procesele care sunt acolo. Știu că mai există și un partid politic care încearcă să tulbure apele prin unii reprezentanți care sunt membri în cinta grădinii zoologice. Nu trebuie să vină partidele politice să ne facă nouă regulă la noi în întreprinderi, în instituții. Faceți-vă la voi acasă. Aveți grijă de instituțiile dumneavoastră și nu ne tulburați apele și oamenii în instituțiile pe care le gestionăm noi în municipalitate. Pentru ceea ce gestionăm noi în municipalitate, răspundem noi, iar locuitorii municipiului Chișinău ne vor spune dacă o facem bine sau nu. De asta vă rog foarte mult să țineți la control toate cele care se întâmplă și așa cum am convenit, să fie realizat un audit amplu în această privință. Înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult. Astăzi avem o zi foarte încărcată, plus că avem o deplasare, așa cum spuneam, Israel, unde vom avea întrevedere cu diferite categorii de funcționari și mediul de afaceri. Vom prezenta și harta investițională. În această primă jumătate de an avem mai multe vizite în afara Republicii Moldova. Vreau să mulțumesc colegilor Olga Ursu și domnul Roman Vitiuc, care au prezentat la Expo în București standul Chișinăului cu profilele investiționale în acest sfârșit de săptămână. Și față de care am înțeles că există un interes sporit. Vreau să menționez că sunt sute de milioane de lei contracte deja semnate post-forumul economic. Ne pregătim împreună de forumul social, unde vom împărtăși cele mai importante și cele mai bune rezultate în domeniul social, educație, protecție socială, protecție copilului, tineret, oraș pentru diferite generații, oraș sigur. În scurt timp vom publica conceptul și urmează să vedem cum avansăm în această privință. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o zi bună și o săptămână cât mai reușită. În rest, astăzi avem o zi foarte, foarte încărcată. Rog fiecare domeniu său de competență să fie cât se poate de implicat. Mulțumesc foarte mult!
Zi frumoasă. Mulțumim. Zi bună, domnule. Mulțumim, ești cu